Numesc Costel Chiteș, sunt profesor de matematică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Și astăzi mi-am propus pentru dumneavoastră să fac o lecție, de fapt să facem o lecție referitoare la elemente de aritmetică modular. Relând cunoștințele aritmetice dezvoltate de Antici și apoi de Diofant din Alexandria, Carl Friedrich Gauss a realizat o lucrare impresionantă la vârsta de 24 de ani, Cercetări aritmetice, publicată în 1801 prin introducerea noțiunii de congruență modulo N. Astfel, aritmetica capătă un nou statut în cadrul matematicii. Se dezvoltă două căi noi de cercetare, cea algebrică și respectiv analitică. La breviară teoretică mi-am propus să vă reamintesc câteva noțiuni și anume prima definiție, dacă N este număr natural și A și B sunt două numere întregi, pe mulțimea numelor întregi se definește relația A este congruent cu B modulo N, dacă și numai dacă N divide A minus B. Se observă că dacă N egal cu 0, A este congruent cu B modulo 0, dacă și numai dacă 0 divide A minus B. Deci înseamnă că A minus B egal cu 0 oriceva, deci A egal cu B. Deci deducem că congruența modulo 0 este o congruență specială, în sensul că ea coincide cu egalitatea pe Z. Pentru N mai mare sau egal cu 1, avem următoarea teoremă, și anume că A este congruent cu B modulo N, dacă și numai dacă, A și B dau aceleași res la împărțirea la N, adică A este egal cu N ori Q1 plus R. Și B este egal cu N ori Q2 tot plus R. R fiind rest înseamnă că e cuprins între 0 și N minus 1. Vă invit să faceți demonstrația care este foarte ușoară. De la dreapta la stânga se scade elementele și e clar că N este multiplu. Și de la stânga la dreapta se consideră alt rest R prim, se arată că e egal cu R. Bun, teorema următoare. Teorema 1, teorema 2. Relația de congruență este o relație de echivalență pe Z, deci asta înseamnă că este RST, adică a este congruent cu a, o să prescurtez modulul n sub această formă, deci este reflexivă. Dacă a este congruent cu b modulul n, rezultă că și b este congruent cu a modulul n, și asta înseamnă că este simetrică. Și dacă a este congruent cu b modulul n și b este congruent cu c modulul n, rezultă că A este congruent cu C modulul N. Deci relația este și tranzitivă. Și atunci, fiind o relație de echivalență, înseamnă că Z se factorizează prin această relație de congruență, de echivalență. Și atunci, Z factorizat prin această relație de congruență, clasele respective se notează cu clasă de 0, clasă de 1, până la clasă de N minus 1. Deci, dacă lucrurile încă nu sunt foarte clare, îmi permit să reamintesc, dacă N egal cu 2 vom nota cu Z2, nu? Această mulțime. Aici, dacă vreți, punem un indice N elegant și atunci Z2. Va fi cine? Clasă de 0 și clasă de 1. Pe aceste elemente le-ați întâlnit încă din clasa A6. Și anume, dacă luăm mulțimea numelor întregi și o împărțim în numere pare și respectiv impare, gândiți-vă că avem două sertare în care punem o infinitate de numere pare și respectiv o infinitate de numere impare. Și atunci eticheta de pe primul sertar va fi clasă de 0 și eticheta va fi clasă de 1. Asta ce înseamnă? Toate elementele din prima clasă, din primul sertar, dau restul 0 la împărțirea la 2 și respectiv restul 1 la împărțirea la 2. Deci vedeți ce frumos se înțeleg lucrurile și se extind față de aritmetica făcută în clasa a 6, în partea de gimnaziu. Dacă luăm, de exemplu, n egal cu 3, nu? Z3, va fi mulțimea formată din clasă de 0, clasă de 1 și clasă de 2. Deci asta înseamnă că Z o să l factorizăm, o să l împărțim în 3 sertare, în ghilimele, în 3 clase, deci facem o partiție și anume aici vor fi numele de forma 3K din ace 3K plus 1 și respectiv 3K plus 2. Vedeți ce simplu e. Deci în primul sertar intră toate elementele a cărei etichetă îi pun clasă de 0 pentru că e 0 restul din coace este clasă de 1 și respectiv clasă de 2. Și așa mai departe. Deci ne dăm seama că ZN va avea exact N clase, adică exact resturile care le obținem cu căciuliță pentru că sunt exact clasele respective. Și atunci, pe Z indice N se, ca mulțime, se introduc două operații, și anume adunarea și înmulțirea. Adunarea se definește clasă de A plus clasă de B, așa cum știți de la școală, este A plus B totul clasă se demonstrează imediat cu ajutorul proprietăților de care am spus că uh, definiția este uh, independentă de alegerea claselor. Aici mai trebuia amintit, dacă îmi permiteți, și teorema 3 prin care arătam că uh, dacă avem A congruent cu B modulo N și C congruent cu D modulo N atunci clasele se pot aduna sau se pot înmulți. Deci A plus C este congruent cu B plus D modulo N și respectiv A ori C este congruent cu B ori D modulo N. Demonstrații care sunt imediate, nu? Dacă N divide A minus B și N divide C minus D, evident că N divide suma și atunci e și prima relație, iar pentru a doua se mulțește cu doi factori și iese imediat. Deci, se demonstrează că este independentă de alegere, asta e o chestie puțin mai fină și copiii se întreabă ce o asta. Și atunci ne putem gândi că asta este o clasă, asta e clasă de A, în care, de exemplu, se află elementul A și se află și elementul A prim. Și avem o altă clasă, să zicem clasă de B, în care avem elementul B și respectiv B prim. E, datorită teoremei 3, nu? A plus B și respectiv A prim plus B prim sunt congruente modului, de cele generează aceeași clasă. Și asta înseamnă că definiția este independentă de uh, reprezentanți. La fel, clasă de A ori clasă de B este egal cu A ori B totul clasă, și definiția este coerentă, tocmai datorită teoremei T de care am amintit. Și atunci se verifică că Zn cu adunare este grup și adunare este asociativă, elementul 0 la adunare este elementul neutru, orice clasă are și un opus, putem pune în minus A clasă, cu observația că minus clasă de 0 e clasă de N, dar vă dați seama că clasă de N e egal cu clasă de 0, deoarece N este congruent cu 0 modulul N. Deci, înseamnă că orice element are opus din ZN și adunarea este comutativă, deci este grup comutativ. Cu înmulțirea, înmulțirea este asociativă, elementul neutru la înmulțire este clasă de 1 și înmulțirea este distributivă față de operațiile, operația de adunare. Deci, înseamnă că ZN cu adunarea și înmulțirea formează un inel comutativ. Și, în cadrul teoriei corpului, într-o lecție trecută, am amintit faptul că Z indice P este corp, deci inelul este chiar corp, adică orice element nu este inversabil, dacă și numai dacă P este prim. Și asta e foarte important și o să vedem în problemele care le abordăm astăzi. La exerciții rezolvate, se consideră ecuația diofantică de gradul 1 cu două necunoscute, AX plus BY egal cu C, unde ABC sunt numere întregi și A și B sunt diferite de 0, adică produsul lor este diferit de 0. Și dorim să o rezolvăm. Ia să vedem. Dacă D, care este cel mai mare divizor comun dintre A și B, dacă D nu divide C, rezultă că ecuația nu are soluții. Deci ecuația nu are soluții. Să vedem. Păi A este de forma D ori A prim și B este de forma D ori B prim. Știți din clasa 5, așa. Deci A prim și B prim sunt prime între ele. Deci D e cel mai mare divizor comun. Și atunci, introducând în ecuație, ecuația noastră era AX. Deci o să avem D pe lângă A prim plus B y este egal cu C. Dacă am avea o soluție, acest paranteză există și un număr întreg care mulți cu D de C. ce? Dar noi am spus că D nu divide C. Deci contradicție. Deci ecuația nu are soluții. Ca să înțelegeți mai clar, dăm un exemplu rapid. Ne gândim la un număr, zicem 5, nu? Și atunci avem 10X Minus 15y egal cu 21. Am scos imediat. Nu? Ce se observă? Că cel mai mare divizor comun dintre 10 și 15 este egal cu 5, care nu divide 21. Deci înseamnă că această ecuație nu are soluții în Z ori Z. Deci x și y din Z2 sau Z or Z nu are soluții. Deci nu există un astfel. Ca interpretare geometrică este foarte frumoasă și la nivelul clasei A8 -a și până la clasa 12 dacă ne-am gândit că x și y sunt reale. Ce reprezintă într-un sistem de axe carteziene această, dreaptă, această ecuație? O dreaptă. Și atunci această dreaptă practic nu trece prin niciun punct laticial. Ce sunt punctele laticiale? Punctele de coordonate simultan întregi. Deci dacă dumneavoastră reprezentați graficul acestei drepte în plan și vedem că nu trece prin niciun vârf de pătrat dacă avem o foaie cu uh, pătrățele. Deci ca interpretare geometrică. În cazul când d îl divide pe C, deci cazul când D divide C, avem o infinitate de soluții. Și anume, înlocuind, am spus că avem D pe lângă A prim X plus B prim Y egal cu c care este și el un D ori C prim. Nu ați uitat faptul că A prim și B prim sunt prime între ele. Împărțim prin D și atunci ecuația devine A prim X plus B prim Y egal cu C' și dacă avem o soluție particulară a acestei ecuații înseamnă că A'X0 plus B'Y0 este egal cu C' o să vedem că soluția particulară o să o determinăm de exemplu cu ajutorul algoritmului lui Euclid de fapt a consecinței sale dacă le scădem obținem A' pe lângă X minus X0 plus B' pe lângă Y minus Y0 egal cu 0 Trecând în membru drept, avem A prim pe lângă X minus X0 este egal cu minus B prim pe lângă Y minus Y0 și împărțim prin A prim, obținem X minus X0 este egal cu minus B prim pe lângă Y minus Y0 supra A prim. X și X0 fiind numere întregi, fracție este număr întreg, amintim că o fracție este număr întreg când numitorul divide numărătorul. Deci A prim divide pe B prim pe lângă Y minus Y0. Dar cum A prim și B prim sunt prime între ele, conform teoremei lui Euclid, rezultă că A prim divide pe Y minus Y0. Asta înseamnă că Y minus Y0 este de forma A prim de cu T. A primul cine era? Era A D de cu T, unde T este un număr în întreg arbitrar. Și atunci, dacă y minus y0 este de această formă, înseamnă că x minus x0, ne întoarcem în relația de mai sus, este minus, deci y minus y0 este a prim t, se simplifică, rămâne minus b prim t, care înseamnă minus, iar b primul este b supra d, de cu t. Și iată ce frumos au ieșit soluțiile pe care le-am scris și aici. Deci x va fi egal cu x0 minus b supra d ori t, și y egal cu y0 plus a supra d de cu t, unde t este un număr întreg arbitrar. Și acestea sunt toate soluțiile ecuației date. Haideți să vedem un caz particular efectiv cum se rezolvă. Deci avem această ecuație de rezolvat. Cum facem? În primul rând observăm că cel mai mare divizor comun dintre 7 și 15 este 1. Și evident că 1 divide pe 2, deci ecuația are soluții. Cum găsim o soluție particulară? Aplicăm algoritmul Euclid, deci împărțim numărul mai mare la numărul mai mic. Evident că este 7 ori 2 plus 1. Deja am găsit combinația, deci nu mai e nevoie. Deci rezultă că 1 este egal cu 15 de cu 1 minus 7 ori 2. Bun, deci o scriu invers. 7 ori minus 2 minus 15 de cu minus 1 este egal cu 1 e minus 14 și cu 15 face 1, e ok. Numai că eu am nevoie de 2 și atunci înmulțesc cu 2 și atunci am 7 de înmulțit cu minus 4 minus 15 de înmulțit cu minus 2 egal cu 2. Și iată ce frumos a ieșit soluția particulară. Acesta este x0 și acesta este y0. Și atunci soluția generală cum am învățat mai devreme este dată de formulele, mai țineți minte? x0 uh, minus bt deci înseamnă că o să fie ecuația mea este aceasta. Deci x0 minus uh, b ori e t și y egal cu y0 plus at. Deci egal cu x0 este minus 4, b-ul la mine este minus 15, deci o să fie plus 15t și respectiv y0 care este minus 2, plus AT care înseamnă plus 7T, evident cu T în Z. Și ca să fim uh, siguri că e bine, suntem pe ciornă, putem face verificarea rapidă și e bine să o facem întotdeauna. Deci 7 de mulți cu X care l-am găsit, minus 4 plus 15T, minus 15 de mulți cu Y care e minus 2 plus 7T, să vedem ce dă. 7 ori 15 e cu plus și dincoace e minus 15 ori 7, se reduc. Și atunci rămâne minus 28 și cu plus 30, care face 2. Deci este în regulă. Deci aceasta este infinitatea de soluții care am găsit-o. Da? Deci dacă vreți, încă o dată, x egal cu minus 4 plus 15t și respectiv y egal cu minus 2 plus uh, 2t. Deci vă imaginați că pentru fiecare valoare particulară a lui t găsim o, o soluție. Nu? Dacă t egal cu 0, x-ul este minus 4 și y-ul este minus 2. Nu? T egal cu 1 și așa mai departe. Problema următoare este aceasta. Să se rezolve congruența 42X congruent cu 12 modulul, modulul 90. Și iată ce frumos am scris-o. 42 este 12 plus 90Y. Da? Deci 90 divide diferența. Deci este exact ce am spus. Și ecuația, observați că dacă îl calculăm, îl trecem pe 90 în membru stâng, nu? Am avea 42x minus 90y egal cu 12. Observați că A-ul este 42, B-ul e minus 90. Cel mai mare divizor comun dintre ele este 6. 6 îl divide pe 12, ce înseamnă că ecuația are soluții. Și atunci împărțim prin 6, obținem ecuația scrisă sub această formă, deci echivalentă cu aceasta. Și această ultimă ecuație, așa cum am făcut mai devreme, are soluția particulară x0 e minus 4 și y0 este minus 2. Și atunci soluția generală va fi, conform teoremei care am dat-o, x egal cu soluția particulară uh, minus, uh, minus uh, 90, pentru că e în stânga, uitați, minus minus 90 înseamnă plus 90 pe cel mai comun pe 6 ori t, și y egal cu soluția particulară care este minus 2 plus... AT care este 42 pe 6 t Și atunci am găsit această soluție. Și dacă lucrăm modulul 90, înseamnă că pentru X ne interesează, dacă T-ul este 1, obține minus 11, dacă T-ul este 2, 26 și așa mai departe, până la 86, care după aceea îl depășește pe 90 și se întorc la valorile inițiale. Deci înseamnă că am găsit că are aceste soluții. Aici am dat teorema generală care este și ea foarte frumoasă și importantă și anume sunt elevi care întreabă. Dacă în loc de o ecuație de gradul întâi avem în loc de două necunoscute mai multe necunoscute, cum o abordăm? Și atunci teorema generală spune că dacă avem n numere întregi nenule, condiția necesară și suficientă pentru a rezolva o ecuație de gradul întâi diofantică de această formă este echivalentă în primul rând, dacă D e ceva comun și D nu divide B, iarăși nu are soluții. Iar dacă D divide B are o infinitate de soluții, care, pentru a le rezolva, se reduce la rezolvarea unei ecuații diofantice de gradul 1 cu două necunoscute și a unei ecuații diofantice cu N-1 necunoscute. Și, pentru a exemplifica, am luat acest exercițiu, care vedeți că e puțin mai lung, și tehnica de rezolvare a sa. Observăm că cel mai uzor comun este 1 al coeficiențelor care divide pe 11 deci asta înseamnă că ecuația mea are soluții și cred că am scris aici și tehnica de rezolvare. Da? Deci observați am notat X4 egal cu alfa și Y este exact partea din față a ecuației. Da? Așa. Deci ecuația noastră dacă îmi permite să o scriu ca să o vedeți încă o dată deci 15 X1 minus 37 X2 minus 68 X3. 79x4 egal cu 11. Aș, Deci, revin. Am notat pe x4 cu alfa și atunci am notat cu y partea din față a ecuației și atunci înseamnă că din ecuația dată rezultă că y este egal cu 11 minus 79 alfa. Mai departe, notăm z partea din față de aici a ecuației, deci primii doi termeni, și notăm pe X3 cu beta, o nouă variabilă. Și atunci rezultă că Z din notația noastră, z era acesta, nu? Este egal cu 11 minus 79 alfa plus 68 beta și atunci rezultă că 15x1 minus 37x2 e egal cu această expresie. Această expresie o păstrăm, da? Și ne rezolvăm această ecuație diofantică cu coeficienții 15 și minus 37, ca și cum am avea o ecuație diofantică cu două necunoscute. Am aplicat aici algoritmul Euclid și după ce am găsit o soluție particulară, nu? Am uh, 15 ori 5, îl vedeți aici. 15 ori 5 minus 37 ori 2, înseamnă că soluția particulară este 5, respectiv 2. Și atunci, uh, întorcându-ne la tehnica noastră de rezolvare, înseamnă că X1 va fi egal cu cine? X0 l-am găsit, l-am identificat, uitați-l aici, și pe X2, 0, soluția particulară, am identificat-o din Și am introdus în sistemul inițial. Deci X1 va fi X1, 0, minus, minus 37, înseamnă plus 37 gamma, și X2 o să fie X0, soluția particulară, plus coeficientul care este 15 gamma. Și atunci X1 este această expresie, X2 este această expresie, X3 și X4 sunt cele care am spus mai devreme. Deci acestea sunt toate soluțiile unde alfa, beta și gamma sunt numere întregi arbitrare. Vă dați seama că pentru o alegere a unui triplet găsim o soluție a ecuației. Să se rezolve congruențele X congruent cu 2 modulo 9, X congruent cu 4 modulo 10. Deci din prima relație am observat că X este de forma, deci din a doua ecuație observăm că X este de forma 4 plus 10 ori ceva, ori Q și atunci înlocuind acesta în prima relație înseamnă că avem 4 plus 10Q este congruent cu 2 modulul 9, ceea ce înseamnă ce? Că Q este congruent cu 7 modul 9, da? Pentru că făcând congruența modul 9 aici rămâne Q și atunci 2 minus 4 face minus 2, și modulul 9 face 7. Deci Q este congruent cu 7 modulul 9, de unde rezultă că X este congruent cu 74 modulul 90. Și în finalul lecției vă urez multă sănătate și succes la învățatură. La revedere!